Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la ediția de astăzi a emisiunii Audiență Generală. O emisiune în care continuăm să vă prezentăm primarii localităților din Dolj și nu numai. Și am ales ca subiect noul PNDR care se lansează. De ce spun noul PNDR? Pentru că accesarea fondurilor este unul dintre subiectele extrem de important, un subiect despre care se discută foarte mult în momentul de față, deoarece ne aflăm într-o etapă a exercițiului, la începutul noului exercițiu bugetar. Pentru a încerca să vedem ce poate fi făcut de acum înainte prin accesarea acestor fonduri europene, care reprezintă o șansă de dezvoltare a zonelor rurale, haideți, trebuie să pornim și de la ce s-a făcut în exercițiul bugetar, care se încheie. Ca urmare, încercăm să aducem în fața dumneavoastră primari care au făcut, care n-au făcut, asta rămâne dumneavoastră să spuneți, și care au experiență în derularea acestor fonduri. Alături de mine în studioul Alege TV se află domnul Gheorghe Popa, primarul Comunei Mișchi. Bine ați venit în studioul nostru. Bună seara! Spuneam că ne aflăm într-un moment extrem de interesant, un moment care poate fi și un moment de bilanț, dar și un moment de proiecție pentru viitor. Pentru că se încheie anul acesta, suntem în 2015, este ultimul an în care se mai pot realiza lucrări aferente exercițiului bugetar 2007-2013, conform regulii N plus 2, și este și anul în care încep să se lanseze proiectele pentru viitorul exercițiului bugetar. Și atunci, pentru primari, așa cum sunteți dumneavoastră, este un moment în care pot să stea și să se uite ce am făcut până acum și de acum înainte ce trebuie să facem. Iar prima întrebare cu care aș dori să începem discuția noastră este dacă, și realmente aș dori un răspuns sincer din partea noastră, dacă fondurile europene reprezintă o șansă pentru o comunitate rurală sau reprezintă un obstacol. Cu siguranță reprezintă o șansă și pot spune acest lucru cu certitudine, deoarece Mișchiu a profitat de această șansă și a accesat fondurile europene. Și eu zic că este o reală posibilitate de dezvoltare a comunității locale, accesarea acestor fonduri europene. Și ele au fost gândite în acest sens, să dea o posibilitate comunităților locale pentru dezvoltare, în sensul în care sunt accesibile comunităților locale. Bun, într-adevăr, ele au fost gândite ca instrumente ce au drept menire de a reduce disparitățile dintre Europa occidentală și Europa, să spunem, recentă. Să nu mai avem această Europa cu două viteze despre care s-a tot vorbit atât. Dar vă întrebam dacă este fie o oportunitate, fie o piedică, pentru că am întâlnit în foarte multe localități, nu numai din Dolj, dar și din Oltenia, situații în care primarii spuneau nu, e foarte complicat. Să încep, dacă vreau să accesez un fond, aoleu, păi trebuie să fac un întreg dosar și chiar după aceea oamenii vin și mă verifică. Nu. Mai bine las că fac eu fie cu banii comune, fie poate mai pică ceva de la guvern. Nu. Și aveau dreptate, primarii, e foarte complicat pentru accesarea fondului. Foarte mare dreptate. Ca să accesezi un proiect, într-adevăr, presupune multă muncă. Nu mai vorbim și de răspunderea finală, pentru că la final o ai o răspundere pentru ceea ce ai făcut. Pentru că sunt mult mai multe verificări, mult mai multă exigență în verificări decât pe fonduri guvernamentare. Unde acolo... Când este vorba de fonduri guvernamentale, lucrurile sunt un pic mai sensibile. Acolo primești banii, dar primești și hârtia cu niște recomandări, cu ce firme să lucrezi, lucrurile sunt un pic mai... Eu n-aș putea spune așa ceva, poate nu asta aveți mai multe date cu recomandările sau... Eu am primit foarte... Nu mai uită pe la televizor, mai văd niște primari care sunt chemați pe la DNA să dea cu subsemnatul... Bine, dar asta nu înseamnă că e și o regulă, să-i spunem... Aș lua exemplu în Dolj, să-i spuneți 111 primari. Dacă unul dă cu subsemnatul, nu înseamnă că și ceilalți primari. Deci, ar fi. Dar fondurile guvernamentale sunt mult mai ușor de accesat. Ei, banii aceia vin, se duc într-o lucrare, verificările sunt mult mai simple, se pot îndrepta pe parcurs dacă sunt eventuale mici de raier, să-i spunem. Pe când cu fondurile europene nu te joci. Este foarte multă muncă, foarte multă hârțogărie, să-i spunem, foarte multe verificări, avize. Atunci când faci o cerere de plată, pentru că se poate derula plata unui proiect în 3, 4, 5 tranșe, la fiecare tranșe vin cei de la fostul SAPAR, să-i spunem, dacă vorbim de exercițiu financiar trecut, care se încheie, da. Da, care se încheie
să apară, veneau, verificau fiecare cerere de plată, măsurau, aprobau, dacă nu, tăiau din bani. Tăind în bani, trebuia să-i pui tu de la bugetul local, dacă... Ați avut situații de corecții financiare? Nu. N-am avut situații de corecții financiare. Sper ca și pe viitor să nu am asemenea situații, pentru că ar fi, eu zic, un dezastru pentru noi, în special pentru primăriile mici. O corecție financiară la un proiect destul de mare, și Mischiu a accesat proiecte destul de mari, a avut proiect de 1 milion de euro, are proiect acum în derulare de circa 3 milioane de euro. Da, o corecție financiară pe un proiect de 3 milioane vă liniștește de... Înseamnă închiderea, ca să fim sinceri, înseamnă închiderea, zic eu, institutului, mai ales că s-a făcut acea lege a insolvenței și pentru instituțiile publice. Și din dorința de a face ceva, să te trezești practic cu un lacăt pus pe ușă, e foarte grav și foarte dureros. Asta înseamnă că în momentul în care accesezi un proiect, trebuie să te gândești de 2, de 3 ori, de 10 ori, că e foarte frumos așa, foarte bine, obțin banii, dar să te gândești puțin în viitor, că admiterii... Nu, acel proiect trebuie gândit, așa cum spuneați dumneavoastră, foarte bine. Din păcate se constată că pe perioada derulării unui proiect sunt lucruri pe care n-ai apucat să le prevezi, sau este perioada foarte mare de la depunerea unui proiect pentru obținerea finanțării și până la punerea în operă acelui proiect, între timp se schimbă soluțiile, nu mai sunt aceleași, pentru că tehnologia, vedeți noastră, evoluează foarte rapid și soluțiile pe care le-ai avut în vedere acum câțiva ani când ai făcut un proiect, și mă refer, de exemplu, în gen parcul fotovoltaic pe care eu l-am auzit și l-am depus în 2010. Și uite, suntem în situația de a-l pune în aplicare în 2015. Ori, la momentul respectiv, era un pionerat atunci, în 2010. Atunci a început să apară acele soluții pentru energia regenerabilă. Între timp... A devenit mai curând o regulă. A devenit o regulă, dar tehnologia în construcția acestor parcuri a evoluat. Ori eu sunt obligat acum să merg pe ce am pus în 2010, cum a fost făcut SF-ul, pe panouri cu puterea aceea, care acum, vedeți dumneavoastră, există panouri care dezvoltă putere mult mai mare. Nu, trebuie să le folosesc pe alea de atunci. La momentul respectiv, fiind și pionera, să-i spunem, în asemenea proiecte, nu aveai de unde să prevezi. Eu zic că numai cu o bună documentare, cu oamenii bine documentați și cu foarte multă muncă, poți să duci la sfârșit aceste proiecte. De-aia apar în derularea acestor proiecte și cazuri neprevăzute în care trebuie să găsesc soluții pentru rezolvarea lor și ducerea la sfârșit. Ce e de reținut la un asemenea proiect european? Odată intrat în horă, nu mai poți să ieși. Că în momentul în care ai început accesarea și ai făcut prima cerere de plată, nu mai poți să dai înapoi. Că altfel banii aia trebuie să-i pui tu. Deci proiectele europene au o finalitate. Deci el spune, da, îți dau banii până te duci și îl aduci în stare de funcțiune. Atunci este eligibil. Dacă pe parcurs ai făcut greșeli, nu l-ai dus la îndeplinire, trebuie să pui tu ca autoritate publică banii. În momentul în care v-ați decis să intrați și să accesați aceste fonduri, una dintre probleme, cel puțin din discuțiile pe care le-am avut cu primarii, este cea legată de cofinanțare. Pe de o parte și pe de altă parte de, să spunem, banii de rulaj. Cum ați rezolvat aceste probleme? E adevărat, să-i spunem, din fericire pentru comuna pe care o reprezint, aceste proiecte noi le-am accesat în ultimele 2-3 ani, să-i spunem. Între timp, guvernanța au modificat legea și ne-au dat posibilitatea ca noi să nu mai plătim. Eram obligați, sau știu din experiența celorlalți colegi, și a fost foarte greu și unii dintre ei trag foarte mult de aceste proiecte. Și acum, pentru că și-au dorit la momentul respectiv să acceseze un proiect european. Și atât de aici o să spun mai târziu de ce marea majoritate a primarilor și fug de aceste proiecte. La momentul respectiv și-a dorit să acceseze un proiect european, a plecat la drum, a contractat. El era obligat aici să aibă toți banii ca să plătească constructorului. Da. Ceea ce zic eu... Ulterior, banii erau rambursați. Aveai un proiect de 2 milioane de euro, trebuia să ai tu la primărie 2 milioane de euro, da. Îi plăteai constructorului și după aceea cu factura și cu toate actele le depuneai și în 2, 3, 4, 5, 6 luni primeai banii înapoi. Știți ce înseamnă asta? Dezastru pentru o comunitate locală. De ce? Acei 2 milioane o comunitate locală nu i-are. Trebuie să meargă la bancă să facă un împrumut. Asta dacă are cu ce gaja. Pentru că sunt primări, trebuie să ai în domeniul public anumite bunuri să poți să gajezi. Ei acei bani împrumut. Acei bani presupun la rândul lor comisioane și dobânzi. Care nu sunt eligibile. Corect spus. Și e treaba dumneavoastră de unde plătiți. De unde plătiți, bun. Se mai întâmplă că pe parcursul derulării acestui proiect,
După ce ai plătit constructorului, tu trebuie să depui acele cereri la minister. Ori în loc să-ți dea în 30 de zile sau câte. Au fost cazuri în care am colegi și știu și v-am zis să-i compătimesc pentru că săracii nu mai știu cum să rezolve problema. Au venit acei bani din prima cea după 6 luni de zile, după 7, după... Timp în care i-au plătit dobânzile și așa mai departe. Timp în care dobânzile s-au acumulat, nu au avut de unde, nu au avut niciun fel de venituri, pentru că nu exista niciun sprijin pentru... Și aici zic că ar fi bine de reținut pentru următorul exercițiu. Primăriile care accesează fonduri europene să fie sprijinite în mod, să-i spun eu, prioritar. De ce? Pentru că dacă eu am nevoie de o contribuție de 2%, să-i spunem, nu de toată suma cum au avut ceilalți, bine, dacă îmi dai 2%, eu pot să accesez un proiect de 1.000.000 de euro, să-i spunem, da? Nu cu mai 2%. Decât să sprijin o primărie, să-i dai 20%, 50%. Și atunci ar fi stimularea acestor primări. Dar așa cum spuneam, a fost, să-i spun eu, nu s-a știut probabil, nu că nu s-a vrut, zic eu, la momentul respectiv, primăriile trebuia să facă rost de bani, ceea ce i-a băgat în datorii până peste cap. Și cunosc colegi care și acum plătesc, nu mai știu de unde să facă și au fost și blocați pe următorii ani de mandat. Chiar dacă au mai câștigat, neavând lichidități, ei au trebuit să mai câștige probabil să plătească acele datorii, să nu se mai vadă nimic în comunitatea locală. Între timp, guvernanții au gândit foarte bine, au venit și au modificat legea în acest sens. Noi putem să derulăm proiecte, constructorul nu mai sunt obligat să-i plătesc. Eu depune cerere de plată, da, la minister, urmă să-și primească banii. Atunci când faci licitația contractele, se stipulează în contract acest lucru că ei vor primi banii în circa 30 de zile până la 60 de zile de la depunerea cererii de plată. Și da? Într-un fel primăria este scoasă din jocul acesta scoasă, și atunci se corect. Discută direct firma cu organismul da. Intermediar sau cu autoritatea de management. Care ceea ce e corect, pentru că în fond la un moment ce se întâmpla? Se duceau niște bani pe comisioane și pe dobânzi, banii comunității locale. Că eu zic că aici nu se câștiga nimic, statul pierdea practic. Statul reprezintă autoritatea locală, se spune autoritatea locală, guvernamentală, deci e statul, ce e public. Da? Acei bani se duceau către bănci care mare majoritate sunt private. Și nu o să dezvoltăm comunitatea, dezvoltăm privatul. Bun, ceea ce n-ar fi foarte rău că dezvoltăm sectorul privat, dacă el la rândul lui... N-ar fi, dar ei de la o comunitate care, zic eu, ar avea mult mai multă nevoie. Și atunci, tocmai de aceea a fost gândit acest mecanism care nouă ne permite în continuare să accesăm proiecte europene. E foarte simplu. Cofinanțările sunt destul de mici în general acum. Ce omora era că trebuia să ai toată suma să plătești lucrarea. Știți, s-a creat impresia, acum dumneavoastră trebuie să mi-o confirmați sau nu, că de obicei, în povestea aceasta cu fondurile accesate de către comunitățile din zona rurală, lucrurile stau cam așa. Comunitățile care au accesat de la început vor accesa și în continuare, iar cele care n-au accesat nu vor merge. Deci, ca și cum ar fi lucrurile cam stabilite. Adică, dom'le, cine a învățat povestea merge mai departe, cine nu oricum nu va trece. Într-un fel, parcă lucrurile sunt deja... Aici sunt, eu zic, ar fi două probleme distincte. Una, dacă ai accesat exact ce spuneam mai devreme, un proiect și te-ai lovit cu capul de sus, ce spuneam, ai fost prea grăbit atunci și accesat, vă spun eu că acel primar nu mai accesează. E ca și când te-ai arde și normal că nu te mai duci. Doi, acele proiecte, accesarea proiectelor pe fonduri europene presupune, zic eu, multă muncă și presupune să fii un manager bun, un manager care să-ți dorești să muncești, un primar care să-i folosim cuvântul, să-ți dorești să muncești. Pentru că accesarea fondurilor europene presupune, așa cum spuneam încă o dată, foarte multă muncă. Și dacă îți place să muncești și ai avut și rezultate, să-i spunem, la primul pas, la primul proiect, de aici încolo, zic eu, deja te-ai obișnuit. E ceva ce îți dorești. Și în acest sunt mișcări care vreo 5-6 proiecte europene, unele finalizate, unele în curs de finalizare. Eu vă spun că aștept cu mare interes această noua sesiune de depunere, nou exercițiu financiar 2014-2020, pentru a vedea ce oportunități sunt pentru comunitatea locală, pentru accesarea fondurilor. Și vreau să spun că poate numai ce nu pot să accesez, nu accesez. Dar restul nu cred că aș putea rata ceva care se poate accesa. În momentul în care ați făcut primii pași în această direcție, cum ați selectat proiectele spre care v-ați îndreptat? Ce să vă spun, a fost o selecție a proiectelor, în primul rând, prin impactul pe care îl are în dezvoltarea comunității și cât de mulți oameni
deservesc acel proiect. Deci, atunci când pui un operă, un proiect, trebuie să te uiți câți oameni beneficiați de proiect, impactul lui, atât în prezent, cât și pe viitor. Pentru că, după mine, funcția de primar nu presupune să te limitezi la 4 ani de mandat. De aia, de multe ori, se spune că să face strategia localității pentru 10 ani, 15 ani, 20 de ani. E, și noi credeam că în momentul în care ajungi primar, începe să-ți placă și de aia mai vrei. Nu, nu e adevărat. Și place, pentru că dacă nu-ți place, nu poți să faci treaba, să fie clar. Atunci când îți place, depui efortul și îți faci treaba, dacă îți place. Dacă nu-ți place, te duci acolo, stai 4 ani și dacă îi mai păcălim încă 4 ani... Bine, dacă nu. Dacă nu, nu. Da, n-am fost 4 ani primar. Eu zic că funcția de primar a trebuit gândită de la varianta că 4 ani de mandat sunt insuficient pentru dezvoltarea unei comunități sau pentru a-ți afirma tu, sau te-a afirmat tu ca primar, ca edil, prin ceea ce vrei să faci. Pentru că te apuci de scris un proiect până îl pui în practică, așa cum spuneam, proiectul Parcul Fotovoltaic e depus în 2010, obținută finanțare, semnat contract în 2013 și suntem în postura de a-l finaliza în 2015, ceea ce înseamnă derularea pe 2 mandate. Deci, stați puțin, dumneavoastră în 2010 ați depus respectivul proiect pentru că dorea să faceți un parc fotovoltaic. La vremea respectivă proiectul n-a deplinit punctajul necesar, probabil s-au făcut corecții financiare pe alte proiecte și din sumele strânse da, a fost finanțate pentru că erau anumite ordine, da, și după aceea intră și al nostru și în 2013... Și în 2015 vi s-a comunicat faptul că și... Nu, în 2013 ne s-a comunicat faptul că semnăm contractul cu finanțare. Am fost selectați fără finanțare, ceea ce mulți primari știu că s-au întâmplat. Și stai acolo mult și bine așteptând selectat. Dacă se strâng banii sau nu se strâng. Da, și dar aștept și trece și mandat. În 2015 trebuie să se încheie tot ce este absolut legat. Absolut tot. În decembrie 2015 se trage linie. Se trage linie. Și dumneavoastră, deci, până în decembrie 2015 trebuie să trageți. Corect. Am semnat contract în 2013, dacă ne referim la parc. De ce mă refer la parc fotovoltaic? Pentru că e, zic eu, o lucrare inedită, un proiect inedit și ca efect, și ca valoare, și ca timpul în care a generat pentru aplicarea lui. În 2013 am semnat contractul, din păcate, pentru că trebuie spus că și mulți primari întâmpină această problemă și aici sunt și eu un piculesc ca și dezamăgit. Pe parcursul derulării unui proiect îți trebuie proiectantul, îți trebuie consultantul, îți trebuie cei care fac cele de plată. De multe ori găsești și oameni nepregătiți, să-i spunem, sau rău intenționați, ca să nu... Folosim alți termeni. Alți termeni, da? Ar fi prea dur și nu ne-ar cădea bine să... Da? Deci nepregătiți sau rău intenționați și de aici se ivesc multe probleme. Ceea ce a fost cazul și acestui proiect al meu, care mi-a generat o grămadă de proiecte, tot din ceea ce a spus. M-am sesizat la timp, am oprit lucrarea cu acei oameni și a trebuit să iau. Ceea ce m-a făcut să pierd timp și să intru în criză de timp. El trebuia finalizat până în mai 2015. Dar... Deci nu l-ați început concret. Ba, pașii sunt foarte mari, pentru că între timp a fost semnat contractul de lucrări cu firma, a fost scos la licitație proiectare plus execuție, proiectarea a fost depusă, urmând ca acum să avem un punct de vedere vis-a-vis de acest proiect din partea organului intermediar de energie și eu zic că în 10 zile ar trebui să dăm ordine începerea lucrării. Ce timp este destul, e suficient. Vreau să scot în evidență un lucru care vreau să vă spun că m-a surprins plăcut. Am găsit înțelegere la minister de data aceasta. Ministerul are și el interesul ca până la urmă lucrurile astea se miște în teritoriu, nu să le blocheze. Eu vreau să vă spun că sunt și oameni și am găsit și oameni care nu au nici interes. În momentul când îți aprobă un proiect, au impresia că îți dau acei bani de la ei și zice, uite domnule, ți-am aprobat un proiect de 1 milion de euro, câți bani ți-am dat? Păi frate, nu mi-ai dat de la tine, tu ești plătit acolo ca să evaluezi dacă lucrurile sunt în regulă sau nu, de la tine, dacă ceea ce am scris eu în proiectul respectiv e bine sau nu e bine. E faptul că mi-aprobi un proiect și că îmi zici de acord, nu înseamnă că mi-ai dat banii de la tine. Da? Înseamnă pur și simplu că ți-ai făcut treaba. Corect. Bun, haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu partea a doua emisiunii. Iar în partea a doua emisiunii avem pregătit un calup de înregistrări cu mai mulți primari, atât din Dolj cât și din Olt și din Gorj, în care am discutat cu respectivii primari despre cum este povestea aceasta cu accesarea fondului. Da, asta o vom vedea. Interesant după. De urmărit. Da, da, da. Să vedem pe colegii noastre cum s-au descurcat. Dar întâi o scurtă pauză de publicitate, după care revenim în platou.
tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. A revenit în direct în studioul Alege TV, avându-l ca invitat pe domnul Gheorghe Popa, primarul comunei Mischi. Și spuneam înainte de pauza publicitară că avem pregătit o serie de interviuri cu primarii, cu mai mulți primari din diferite comune, nu doar din Dolj. Interviuri pe care colega mea, Monica Stuparu, de altfel le realizează în fiecare zi, în cadrul rubricilor din știrilor din agricultură. Poartă în fiecare zi o discuție cu un primar și unul dintre subiectele pe care îl abordează în cadrul acestor discuții este legat de modul în care au fost accesate sau nu au fost accesate respectivele fonduri. Am făcut o selecție din aceste discuții pe care colega mea le poartă cu primarii și haideți să urmărim această selecție, după care ne întoarcem și le discutăm puțin. Există și persoane care au accesat fonduri europene pentru agricultură pe vechiul PNDR? Am și câțiva fermieri care au beneficiat de aceste programe, de acest program, mai mult în forme de subvenție, prin măsura 141. Există și în acest an interes pentru fondurile europene, odată cu deschiderea noului PNDR? Sigur, da, am câteva solicitări. Am câțiva fermieri pe care îi îndrumăm să-și respecte exact criteriile din ghid și sper să se încadreze. Deja avem persoane care au avut contact cu câteva firme de consultanță, am avut chiar la noi în comună, cu câteva firme care se ocupă cu întocmirea dosarilor în vederea acestei de fonduri. O parte din cetățenii sunt deja în stadiu avansat cu documentații necesare pentru a fi depuse în momentul în care se lansează măsurile pe noul PNDR. Au accesat fondurile europene și în trecut sau este prima dată când și arată acest interes? Nu, au mai accesat pe vechea măsură pentru agricultură și cei care au accesat sunt în implementare, nu mai pot depune, însă acum sunt alte persoane interesate să acceseze fonduri pentru a se dezvolta. Avem foarte multe fonduri accesate pe agricultură. Avem și ferme de animale, lucru pe care am omis să vi-l spun. Creșterea taurinelor, caprinelor și, bineînțeles, a oilor. S-a deschis noul PNDR 2014-2020. Oamenii din localitate își arată interesul pentru accesarea fondurilor europene. Ce spun? Ce părere au? Da, să știți că avem foarte mulți fermieri care și-au luat și-au accesat fonduri europene, atât pe PNDR cât și pe AFIR și prin GAL, și și-au cumpărat utilaje agricole. Majoritatea fermierilor și-au cumpărat utilaje agricole prin fonduri europene. Deci există interes pentru acest segment în localitate? Da, da, da. Este un interes și noi îi ajutăm și sprijinim cu tot ce se poate și chiar îi și încurajăm. Aveți în localitate oameni care au accesat fonduri europene și pentru agricultură? Doar o singură societate a fost acum câțiva ani de zile care a accesat un proiect pe 112 tânărul fermier. În rest nu am avut fermieri care să acceseze fonduri europene. Sunt câțiva care se interesează acum, în acest moment, pentru, tot așa, pentru tânărul fermier. Aveți persoane la primărie care să-i consilieze, să-i ajute să-și facă proiectele sau cum procedați din acest punct de vedere? Nu avem persoană care să-i consilieze, dar îi trimitem către specialiști. Noi cunoaștem câteva societăți care fac aceste proiecte și când se vor hotărâi, probabil că o să-i aducem la primărie și atunci
o să informeze despre ce trebuie să facă. În perioada 2007-2013 din Izbiceni au fost peste 200 de fermieri care au accesat proiecte pe fondurile europene. Ei au înțeles acest lucru, că este în avantajul lor, și au înțeles un lucru foarte important, că nu le mai este frică de fiscalizare. Că de fapt aici avea o reținere, că în momentul în care își face, devine persoană fizică autorizată, vin și impozite și taxe mari. Nu este adevărul acesta. Cei care au accesat fondurile europene s-au convins că din ceea ce au accesat n-au cheltuit nici 3% din valoarea pe care au primit-o de la Uniunea Europeană, fonduri nerambursabile. Să știți că, spre bucuria mea și spre dezvoltarea localității, care avem destui oameni care i-ar interesa proiecte pe fonduri europene. În sesiunea 2007-2015 am avut și stăm foarte bine la acest capitol și acum pe măsura 112, salarea tinerilor fermieri, am fost contactat și au demarat documentele pentru a beneficia de această măsură de câteva persoane interesate din zona, tineri fermieri care vor să se instaleze și să facă agricultură în comuna Seaca de Pădure. Pe vechiul PNDR, în ce s-au făcut investiții? Că spuneați noastră că au fost oameni care au accesat fonduri europene. În ce anume au făcut ei investiții? Pe fonduri europene, în 2012 și în 2013 am avut ponderea cea mai mare în proiecte pe 141 și 112, adică instalarea tinerilor fermieri și dezvoltarea ferme de subsistență. Acum a fost anul 3 la 141, unde s-au verificat în terenul exploatațiile agricole la fermierii care au accesat aceste fonduri. Ce să vă zic, lumea este, ar fi interesat și sunt interesat, dar ne mai împiedică puțin și vremea și birocrația, să zic așa, de la noi. Da? Sperăm să trecem peste ele și să acceseze cât mai mult fonduri europene pe măsurile care vor apărea. Există în localitate oameni care au accesat și fonduri europene pentru agricultură? Sunt, dar din astea pentru micile gospodării sunt cam 80 de persoane. Ajutorul ăla pe măsura 4141. Aveți persoane specialiști care îi consiliază pentru atunci când completează cererile pe care le depun la API? Este un domn inginer care le face aceste proiecte pe măsura aia, 141. Sunteți o localitate bogată în activități agricole, aveți de toate. Sunt și persoane care au accesat fonduri europene acolo și au reușit să-și dezvolte afaceri. Avem tineri fermieri care s-au stabilit la țară, au accesat măsurile astea 112 și au început să meargă binișor. Noi facem parte din GALU Calaf, grupul de acțiune locală Calafat, și prin grupul de acțiune locală Calafat introducem proiectele și pentru unitatea administrativă teritorială și pentru persoanele fizice și asociațiile familiale. Foarte mulți care au depus pe programul național separat și au câștigat. Un exemplu este Dobre Mitez la nivelul comunei, și el și fata lui, Dobre Claudia, și băiatul Dragoș Constantin au accesat fonduri și și-au luat utilaje noi. Combine, tractoare, John Deere, instalații de irigat și multe, multe altele. Sunt oameni din localitatea dumneavoastră care au accesat fonduri europene pentru agricultură? Da, da, sunt. Pe legume și au mai accesat fonduri europene pentru achiziții de utilaje agricole. Tractoare, semănători, combină, trebuie dat de recoltat, oioase. Există și în prezent interes pentru a accesa fonduri europene? Da, da, există interes din partea cetățenilor. Au venit, avem reprezentanți de la Registrul Agricol care
i-am trimis să se informeze la Camera Agricolă Dolj de promovarea acestor proiecte, promovarea acestor programe și cetățenii sunt informați, dețin informația. Acum depinde de birocrația și de sistemul fiecăruia, adică și de puterea fiecăruia de a se de a accesa aceste fonduri. Bun, acesta a fost grupajul pe care colega mea Monica Suparu l-a realizat în discuțiile cu primarii, grupaj care a fost centrat pe modul în care oamenii din comunitățile respective au accesat, să spunem, în mod individual sau în calitatea lor de producători, aceste fonduri și, un lucru extrem de important, cum îi sprijină primăria. Pentru că una dintre direcții de acțiune este cea despre care am discutat până acum, și anume faptul că primarul împreună cu specialiștii din primărie sau cu firmele de consultanță se hotărăște să acceseze anumite proiecte pentru a dezvolta comunitatea, dar o altă direcție la fel de importantă este ca oamenii să învețe și ei să profite de acest lucru. E, și în momentul în care vor să profite de acest lucru, găsesc sprijin la dumneavoastră? Cu siguranță găsesc sprijin, pentru că e benefic pentru comunitatea locală să ai tineri, să ai oameni care accesează proiecte europene, pentru că ce se întâmplă? Aduc venituri comunității locale prin acele societăți pe care dacă ar fi să vorbesc de mischi, mă uitam la materialul prezentat de dumneavoastră, vorbeau de 1-2 fermieri, ceea ce mi s-a părut totuși puțin spus. Era interesant dacă ar fi fost întrebarea și comunitatea locală ce proiecte a accesat, dar dacă ne referim... Unii dintre ei au accesat fonduri europene, alții au primit fonduri guvernamentale, poate nu toți primarii sunt încântați să spună așa cum au primit banii de la fondurile guvernamentale, câte au fost... Mă rog, vorbeam de fonduri europene, nu de fonduri guvernamentale, cum au primit. În ceea ce privește sprijinul pentru cetățenii comunității, da, vreau să spun că la Mischis sunt trei firme care au accesat, două pentru utilaje agricole, una care este bine cunoscută și eu cred că nu e o problemă dacă spune că e bine cunoscută, e Capri Lacto, care a accesat un proiect pentru creșterea caprilor de 2 milioane de euro. Vreau să spun că din punctul de vedere atât al meu cât și al colegilor mei din administrația locală a avut un sprijin necondiționat și acest lucru s-a văzut și în interviul pe care investitorul respectiv le dădea la momentele respective, pentru că a contat foarte mult și sprijinul autorității locale, pentru că atunci când ei accesează niște proiecte se lovesc de fel de fel de probleme. E normal ca noi care am accesat proiecte, diverse proiecte la nivel local, să cunoaștem acești pași și să încercăm să-i ajutăm. Eu vreau să vă spun că fără un sprijin din partea autorității locale sunt cam sortite eșecului, marea majoritate. Nu știu dacă 1-2 accesează. Pentru că nu știu de unde să înceapă, nu știu unde să ceară un sfat util, o îndrumare. În acest sens, la noi, la primărie, întotdeauna au fost binevenite acele cursuri de instruire, acele întâlniri organizate cu specialiști de la direcția agricolă, de la consultanța agricolă. Și vreau să vă spun că am găsit foarte mare sprijin la consultanța agricolă pentru scriere de proiecte. La Mischi, eu zic că sunt în jur de 20 de proiecte accesate pe acele măsuri 114-112. Erau primari care ați văzut, se plângeau totuși de birocrație. Că oamenii au încercat, dar se plâng de birocrație. E o problemă care apare fie că vorbim despre modul în care comunitățile încearcă să acceseze fondurile, fie că vorbim despre modul în care oamenii încearcă în nume propriu. Birocrația este la fel și pentru autoritatea locală, dacă încearcă la rândul ei să obțină fonduri, cât și pentru persoana particulară care încearcă la rândul ei. Este într-adevăr birocrație foarte mare, pentru că la un moment dat s-a și discutat de reducerea acestor avize sau comasarea lor, pentru că trebuie foarte multe. Dar vreau să spun că cu toată această birocrație, când vrei, poți să și reușești, dacă ți-mi pui să reușești. La Mischi au fost accesate proiecte pe solarii, au fost accesate proiecte pe apicultură, sunt 4 proiecte pe apicultură. Au fost accesate pe cultura cerealelor și în acest sens sunt 6-7 proiecte. Vorbeam de solarii, sunt 4-5 proiecte pe diverse alte scheme cu creșterea dovlecelor care trebuie suprafață mică. Iar acum sunt foarte multe solicitări ce am observat-o, pentru că s-au redus locurile de muncă. Vedeți dumneavoastră, peste tot e foarte greu să mai găsești un loc de muncă și atunci te întorci către sat, către comună și încerci să îți câștigi într-un fel existența. Cei care vor,
Deci în comuna noastră se înregistrează fenomenul acesta. Vin oameni în comună și încearcă să-și deschidă acolo afacere în momentul în care au rămas fără un loc de muncă în oraș. Sigur că da. Sigur că da, pentru că suntem, la noi se spune mie și un lucru care ne avantajează, distanța mică față de oraș. Adică poți să dai fuga foarte repede la oraș, să te întorci înapoi, nu ți-a convenit ceva, iar să te duci. E adevărat că e mult mai greu dacă ai fi la 60-70 de kilometri, 80 de kilometri la oraș, să vii, ai pierdut deja o zi. Pentru un act și să spună că nu e regulă. La noi acest și lucru... Și cam care sunt zonele spre care se îndreaptă cei care încearcă să facă acest pas? Așa cum și colegii mei spuneau în materialul prezentat, e vorba de acele ferme de subsistență, foarte mult, și în special am observat acum, cum specificam mai devreme, pe solarii. Deci Mischiu nu era, vreau să vă spun, că e ceva pionerat în Mischiu. Mai curând o comună cunoscută prin creșterea animalelor decât prin solarii. Da, dar vedeți dumneavoastră, animalele presupun altceva, o muncă mult mai anevoioasă, o muncă mult mai grea, mult... Și desfacerea produselor mai complicată. Și desfacerea produselor. Animalele au început să dispară din Mischiu, dacă nu sunt în totalitate, dar 60-70% au dispărut, pentru că în momentul în care moare cel în vârstă care ținea de animale, cei tineri vând și se orientează către niște munci, nu neapărat mai ușoare, dar mai curate, să-i spunem. Pentru că una e să muncești într-un solar, chiar dacă e o muncă destul de grea și în solar, nu vrea să spună nimeni că e muncă ușoară, dar una e să muncești într-un graj la vite. Cu toate astea, spuneam mai devreme că a fost accesat un proiect pe creșterea fermelor de case. Creșterea caprelor. Chiar astăzi am semnat un certificat de urbanism la un tânăr care a cumpărat 4 hectare de teren și dorește la fel să acceseze un proiect destul de mare pentru creșterea, tot la fel, creșterea caprelor. Deci concluzia e că dacă se vrea, se poate, iar noi ca și autoritate publică și în special eu i-am îndrumat, i-am trimis la cursuri și azi am trimis la cursuri și trimit mereu și organizăm acele cursuri. Pentru că devin independenți din punct de vedere financiar. Un tânăr care accesează un proiect poate să trăiască liniștit și familia, să-i spunem, pe perioada proiectului. Și dacă este un bun manager, folosește acel proiect, acei bani. Este momentul să luăm o nouă pauză publicitară, după care revenim cu ultima parte a emisiunii. Mai o parte în care aș dori să ne prezentați proiectele pe care dumneavoastră le-ați realizat. Am discutat doar despre parcul fotovoltaic. Ați spus că aveți câteva proiecte destul de mari, pentru că este interesant așa și modul cum se leagă ele și dacă se leagă de ceea ce doriți să realizați pe următorul exercițiu bugetar. Apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, că trebuie și puțină viziune în momentul în care te decizi ce fel de... Obligatoriu. Haideți să luăm o pauză de publicitate, după care revenim cu ultima parte a emisiunii. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. A revenit în direct în studioul Alege TV, avându-l ca invitat pe domnul Gheorghe Popa, primarul comunei Mischiu. Spuneam înainte de pauză că am să vă rog să ne prezentați proiectele pe care dumneavoastră le-ați dezvoltat. Ne-ați vorbit de parcul fotovoltaic. Care au fost celelalte? Trei enumerate și o să le enumerez foarte scurt.
parcul fotovoltaic, aproape 2 milioane și ceva de euro, produce, ce înseamnă parcul fotovoltaic? Pe 2 hectare jumătate ca și suprafață, ceea ce vedem noi peste tot acum, acele parcuri fotovoltaice private. El produce curent pentru 3 comune, Mischi, Șemnicu de Sus și Vulpeni. Ce înseamnă producerea de curent? Se va livra în sistemul național, da, și ni se întoarce nouă pentru tot ce înseamnă utilitate publică, adică iluminatul public, primării, școli, cabinete medicale, cămine culturale, posturile de poliție. În acest fel se face o economie foarte mare la bugetul local pentru banii sau din banii care noi îi plăteam pentru plata curentului. Deci mai plătiți curentul pentru aceste... Decât cheltuielile de întreținere și mentenanță ale parcului, care se reduc, eu zic că undeva în jur de 70-80%. Dacă până acum plăteam, de exemplu, 1,5 miliarde pentru iluminatul public, mă aștept să plătim undeva 200-300 de milioane pe an cheltuielile de mentenanță și întreținere. Restul rămân bani care se întorc tot către comunitatea locală prin alte proiecte. În afară de parcul fotovoltaic, avem un proiect pe măsura 125 de 1 milion de euro. Este vorba de asfalt, măsura 125, drumul de exploatare agricolă, modernizarea și asfaltarea drumului de exploatare agricolă, și în acest sens am asfaltat 6,5 km de drum, plus construcția unui pod nou. Dacă gândești această măsură foarte bine și alegi foarte bine acele drumuri de exploatare agricolă care se pot asfalta, e un lucru extraordinar de mare pentru comunitatea locală. În acest sens, eu am luat drumurile paralele cu drumul județean, cu drumul național, fiind că de remarcat că în cadrul acestui proiect trebuie create rute alternative, rute ocolitoare pentru utilajele agricole. E să nu mai circule pe drumul județean, drumul național. Asta spun. Pentru că pe multe drumuri, dacă mergi prin județ, mergi ce mergi și te trezești cu combina în față sau cu tractor. Corect. Corect. Ei, această măsură, măsura 125, în acest scop a fost gândită, pentru a crea rute ocolitoare pentru utilajele agricole, pentru căruțe, pentru... dar și drumurile astea trebuie să le alegi tot cu o gândire logică, nu pur și simplu mă apuc și fac un drum pe un câmp și nu se mai circule nimeni pe acolo. Nu, la noi au fost gândite, așa cum spuneam, paralel, practic ele sunt la 200-300 de metri de drumuri județene, drumuri naționale. Acea suprafață pe care o deservește acele drumuri pot fi incluse foarte ușor în travinanul localității, plus de a unul din drum, unul din tronsoane, scurtează accesul către oraș cu circa 2 km pe sens și e foarte folosit. Un singur inconvenient este la el, pentru că drumul de exploatare agricolă în toată România sunt 4 metri lățime. Și normal că ai venit cu bandă de asfalt de 3,5 metri, plus acostamentul de câte 20, ceea ce... E destul de... Da, ca să treci. În acest sens au fost făcute locuri de refugi, iar omul când îl folosește, zice, dar a făcut prea îngust. Bun, în afară de acest proiect, zic eu, destul de mare, destul de util și pe care am de gând să-l accesez din nou pe următoarea... Deci mai continuați cu drumurile... Sigur că da, pentru că am fost în afară și am văzut toate drumurile de tarlale din afară. Spuneați dumneavoastră la început să nu mai fie diferență între Europa Occidentală și Europa... cea nou creată, să spunem, da, între ghilimele. Pe acolo toate drumurile sunt asfaltate și normal că atât adică sunt primar am să accesez acele proiecte ce se referă, de exemplu, la asfaltarea drumurilor de exploatare agricolă. Pentru că anul trecut a fost un an ploios, peste tot au fost, să vorbim în termenul, șleauri făcute, nu s-a mai putut practic circula pe câmp. Acolo unde a fost acest asfalt s-a circulat foarte, foarte bine și a stat foarte bine. Plus că protejați și drumurile județene. Sigur că da, adică preia o parte din traficul care distruge. Da. Respectiv. Un alt proiect accesat tot pe fonduri europene este vorba de reabilitarea și consolidarea căminului cultural. Eu zic ca un bun gospodar, așa cum e prin definiție primarul, tot ce înseamnă utilitate sau instituțiile publice, clădirile publice, trebuie întreținute. Da? Pentru că e păcat, ele au fost construite la momentul respectiv cu un scop și dacă ai posibilitatea prin fonduri nerambursabile să le renovezi, de ce nu? Și bineînțeles că după ce le-ai renovat, trebuie să le și pui în valoare. Că am observat și eu, și cum spuneam dumneavoastră, multe lucruri făcute la un moment dat și rămân în paradină sau nepuse în valoare. Făcând parte din zona metropolitană și vreau să spun cu mândrie că am fost unul din cei 5 cofondatori ai zonei metropolitane alături de... Da, primari au fost destul de reticenți la povestea. Da, la momentul respectiv, când, nu știu dacă e normal să dau un nume aici, zona metropolitană a fost creată de domnul Solomon. Cu greu a reușit să strângă 5 comune ca să poată să o crea, era vorba de vreo 90 de milioane de euro, bani care marea majoritate, eu zic undeva, dacă nu 100%, au intrat în Craiova, în dezvoltarea Craiovei. Fără cele 5 comune nu se putea accesa.
Și comunele celelalte au fost reticente, am fost eu alături de patru comune, am accesat, ne-am strâns, ne-am unit și am făcut împreună cu primarul de atunci acea zonă metropolitană. Bineînțeles că în cadrul acestei zone metropolitane am și accesat primul proiect, pentru că așa era la momentul respectiv, reabilitarea consolidată a căminului cultural în valoare de 300.000 de euro. Cămin care s-a terminat acum, e renovat în totalitate, dotat cu tot ceea ce ține pentru dezvoltarea unei activități culturale foarte bune, are încălzire centrale, toalete interioare, are biblionet în care tinerii din comună care nu au acces la internet, vin și acolo au accesul gratis, da? Bun. Un alt proiect pe fonduri europene este vorba de asfaltarea trei străzi absolut necesare și acest lucru a fost posibil pentru că m-am înscris și am fondat un GAL împreună cu alți colegi, GAL-ul Amaradia Melinești, și am și accesat imediat 150.000 de euro pentru asfaltarea a trei străzi, ca un kilometru și jumătate de GAL străzi. Care va fi activ și în... GAL care va fi activ și pe viitor, dar din păcate, pe noua sesiune a GAL-ului, pentru că vorbim și de noua sesiune, autoritățile locale nu vor mai putea accesa bani. Ceea ce zic că nu e corect. Vor accesa decât oamenii din comunitatea respectivă. E foarte bine, dar ar fi fost foarte bine dacă mai puteau și autoritățile locale. Tot în cadrul GAL-ului am accesat 30.000 de euro, bani europeni pentru utilarea și dotarea școlii din comună, cu mobilier nou, băncuțe. Foarte bun, pentru că cel existent era deja vechi și uzat în, aproape în totalitate. De reținut este că la toate proiectele care le-am spus, decât cel de la Căminul Cultural are o finanțare de 2%, o sumă destul de mică, zic eu, și parcul fotovoltaic o sumă la fel de 2% care se împarte pe cele trei comune. Celelalte au avut cofinanțare zero, fonduri nerambursabile și e mare păcat să nu le accesez. Bun. Să încheie un exercițiu. Bun, înainte de a vorbi despre ce va fi, spuneți-ne puțin despre povestea cu cadastrul gratuit. Acel proiect la momentul respectiv era pe fonduri europene, era un proiect cofinanțat de Banca Mondială, dar în contract exista o clauză de terminare până la un anumit termen. Fiindcă nu s-a terminat, normal că Banca Mondială s-a retras din acel... Dar trebuie de reținut că nu din vina autorității locale. Asta. Licitația a fost făcută la București, a fost licitație internațională, a judecată de o firmă din Dolj. Noi am depus și am aruncat tot sprijinul necesar firmei pentru a face acel cadastru. La momentul respectiv eram singura comună și prima din Dolj, acum e una, am înțeles, da, colegii la Drănic. Ce a ținut de autoritatea locală a fost făcut, adică toate planurile parcelare făcute, depuse la OCPI, avizate și în acest moment se află la București, la ANCPI, pentru scrierea cărților funciare. Din discuție cu executantul am înțeles că el este sistat. Pe motiv că? Pe motiv, nu știu. Că nu sunt bani. Dacă când angajezi o lucrare, trebuie să-ți prevezi banii. Dacă tu, ca și guvern, nu ai bani după ce ai angajat o lucrare, e foarte suspicios. Și mai vorbim de cadastrarea tuturor comunelor într-un interval foarte scurt. De exemplu, la APIA din 2018 se preconizează sau se precizează că nu se vor mai depune cereri dacă n-ai cadastru. Ori dacă noi nu suntem în stare să facem... Asta vreau să spun, că dacă Mischiu i-a trebuit 4-5 ani de zile și tu n-a făcut cadastru, cum, Doamne iartă-mă, o să facem la o țară întreagă în 3 ani de zile cadastru? Mi-e ridică mari semne de întrebare. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, care va fi primul proiect pe care doriți să-l derulați pe nou exercițiu financiar? Primul proiect pe nou exercițiu financiar, deja eu l-am început de anul trecut, pentru că ce se întâmplă? Când apare acest exercițiu, tu trebuie să ai deja gândirea făcută, să ai SF-uri, să ai proiectele făcute, ca atunci când se dă drumul la sesiuni, să poți să vii. Mai ales că, după câte am înțeles, pe noua sesiune vor fi primul venit, primul servit. Da. Un proiect care mi-e absolut necesar pentru comunitatea mea era pe măsura anterioară acea betonarea canalului de coastă. E cunoscut că Mischiu se află într-o zonă care a avut de suferit din pe urma ploilor, s-a regularizat pârâul Tezlui, s-au făcut 9 poduri din 11 pe pârâul de Tezlui, celelalte două sunt într-o stare bună, deci nu mai e nevoie, Tezluiul nu mai dă peste, pentru că acum s-a regularizat și prea, cel care ne creează probleme sunt canalele de coastă. Și în acest sens am și făcut ridicări topo pe toate canalele de coastă pentru accesarea pe noua măsură. Din păcate,
din păcate, nu știu cum au gândit guvernanță sau cei care au propus măsuri, se pare că în 2015 nu este prinsă în măsura, în cadrul măsurii 1-2-5, pentru că are mai multe subramuri în cadrul acestei măsuri, nu este prinsă. Din discuții cu consultantul, cu proiectanții, s-ar părea că ar apărea pe 2016. Eu aș fi foarte bucuros dacă s-ar include în continuare, pentru că ar fi o problemă rezolvată în totalitate cu inundații. Și bineînțeles, continuarea asfaltărilor, continuarea canalizarea pe fonduri europene, pentru că pe dumneavoastră ați precizat la început, unii au luat banii guvernamentali. Vreau să vă spun că sunt de două mandate, al doilea mandat de primar, banii guvernamentali nu prea. Am văzut ceea ce m-a făcut să mă și duc către fonduri europene și vreau să vă spun că îmi creează și o stare de mulțumire, pentru că mă lasă, cum să-i spun, nu depind de alții. Politic vorbind, ca să spun... Nu datorează nimeni nimănui. Nu datorează nimeni nimănui și lasă acea posibilitate, acea libertate, să-i spunem, de opinie, de gândire, de tot ce vrei tu în politică și în toate deciziile pe care le iei. Domnule primar, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în studio și vă mai aștept, pentru că accesarea fondurilor PNDR-ului și a celorlalte linii care se deschid este un subiect pe care îl vom urmări împreună cu dumneavoastră și cu ceilalți colegi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru interesul cu care ne-ați urmărit. Rămâneți alături de noi, în câteva minute urmează știrile. O să vă mulțumesc!